Bună ziua, prieteni, și bine ați venit la un nou interviu Marca Radio Dinamo 1948. Astăzi îl avem alături pe antrenorul principal al echipei noastre, domnul Jelico Kopić. Hello, Mr. Good day. Thank you again for giving us your time. How are you? Thank you for the invitation. I am okay. We have final preparation for the today match. It's a very important match for all of us, and I hope that we will have a good performance tonight. Yeah, that's very, very important. As we spoke earlier, Dinamo needs points, but the good thing is that we're fighting, the team is working very hard, and we're very positive for the game that will come. We have several questions for you, Mister. The first one would be, how do you feel the transfer period has gone so far, and how satisfied are you with the signings that the club did? We were started to watch the players, to which players we want to sign from middle of December. But this winter transfer period was not easy to deal with. It was not many quality options. Many players had the problems. They didn't play for a while and so on. But finally, I think that we chose the best possible options at the moment. And I have to be satisfied with the quality of the players what we have signed. Of course, it will be much better for all of us, for me as a coach, for team, for the club, if we did these signings earlier, but it wasn't possible. Many players, they were waiting for also for other options in different leagues, and I think this was the maximum from the situations where we used to be. And with this signing of Selmani as a central striker, we are looking for one more defender, because Lucas left the club in this period, which is very important for us. And after that, our transfer period will be finished, and this will be the team which we will compete until the end of the season. I'm very happy that you mentioned the thing that several players had a club before, others didn't have a club for several months, because this is related to the next question that we have. The new players came in different periods with different situations, where some of them were playing until January, they had clubs, the others didn't have a club for a few months. How many weeks until you consider they will be adapted from a tactical point of view and also from a fitness point of view, so that they have the adequate level of physicality? First, I understand fans and everybody who wants to see these players immediately in the training camp in Turkey with us, and this is the best possible scenario for me as a coach as well, if I have the team with me to make preparation with them. And we cannot forget as well that we moved some players out of the list. These players were with us on the pre-season, and it was mix of many different situations which we must deal, and also these players who came, they need the time for adaptation, and I know that it's not easy, because for us every game it's so important. And then this is why I see up and downs, because in all three games what we have played, it was some really, really good moments from the team, really good performance, but in the same time it was some moments which were not bad, and we lose the games before of these moments. And finally, it's very tough to say for all of them how much time they need. It's everything individually. We are taking care about whole process too. We are taking care to not have injury players. For us, it's the very good information that we, at the moment, we don't have one single injured player. We are really giving everything to put them in the best possible shape, and I hope that this will be visible in the next games. You opted for some players with experience at a higher level, even though they missed some months of playing games. Let's say maybe Darko, Milanov. Could you please explain the fans why you opted for this kind of approach? First of all, we need to understand that Dinamo is a special club with a lot of supporters, and this jersey, it's not easy to wear. And especially it's not easy to wear in situations where we are now. And of course, we had discussions to go with some younger players which have motivation, energy, and they will try to prove themselves on this level. But these kind of players, they need also
adaptation for this level of football. They need adaptation for the Dinamo as a big club with a lot of supporters, with pressure from media and everything else. And on the other hand, we had these players which used to play on that level, and they know how to deal with this kind of situations. They have 40-50 games for their national teams, and they have experience. And when we were talking about everything, positives, negatives, finally it was decision to try to bring the players who can easier deal with this club, with this situation, with pressure what we have, and to give us something as soon as possible. Both options have pluses and minuses, and to have the player who play on a regular basis, weekend by weekend, and on with this quality what this guy have, this was very, very tough to bring, because they, all of them, they have clubs and they are under contracts. Of course, and as we say in Romania, you as a player, if you play football at a different, at a certain level, you cannot forget the football that that you managed to play. But another interesting question, Mister, would be, because Dinamo signed a lot of players with different levels of fitness at that moment, when do you see the team playing the best football that you imagine, and the best football that is required to maintain our place in the first league? This was a challenge for us, because players didn't go through all process with us, and we had to make a lot of individual programs, to make adaptations, to take care about process of training with the team, but as well to give them something extra, but also to take care to not get injured. And this is not easy, but I feel them that the trend is positive about them. And our final like performance, what we expect on the pitch, again, it's for me, it's tough to say, because it's a lot of different circumstances. But from the game to game, I see some excellent moments from the team. But after that, because of also, we cannot forget that mentally this is tough situation for every player, and every goal what we concede, it's for the team, it's tough to deal with this, but we are doing everything to make this one step further, and to make this stability of the team, and to have this performance as soon as possible, what will give us positive energy to stay in the Superliga. We played three matches up until this point, three matches where we shown a certain quality in game, we had chances, we created our possibilities to score. Sadly, in the end, we didn't manage to acquire certain points. But this would be the question, Mr. Kopić. What are your conclusions after the first three games? It's very tough to make conclusions, because everybody who was with us in Turkey in pre-season, and you guys from Radio Dinamo was there, everybody who was watching the training sessions and the instructions, we were preparing ourselves to play offensive football with clear idea how to attack, with quick reactions in transitions and so on. And first game away against Petrolul, it was a really difficult pitch, and I was not satisfied, because we didn't try to play the game and the style what we were training. We, from the beginning, because of the pitch or some other reasons, we just accept this game of long balls, duels, 50-50 balls, what is where Petrolul is strong team. They like to play in that way, and I was not satisfied with the way how we managed to go through our game plan. But again, I think that this was for me more or less match for a draw. After that, against Rapid, it's always derby game. It's a lot of energy, a lot of different feelings. But I think that most of the game we used to play very well. We had a lot of very good offensive actions, a lot of situations in opponents' third part of the pitch, even in the box, a lot of set pieces, and in the moments where we had opportunity to score 1-2
goals and to put everything on our side, we didn't do. And then it's always like that in when you don't score in situations where you have to, it's always possibility that you will concede a goal, what we did in the last moments of the game. And third game against Universitatea was also, we had some good moments from, but from my point of view, it must be more duels, better duels, and you see that you have problems with some player or some situations on the pitch to go for some fouls or something just to give a little bit more energy. And finally in the last 30 minutes of the game when we scored this goal, we had also some situations to make a draw. And this is what I said, it's a mix of many different things. We had some very good moments, but also we have some where we have to improve. And it's, for me, it's tough to make final conclusion to put all three matches together, because every match has like many different things. Yeah, every match with its own story, let's yes. say. Last week, Lucas Alves left the club. Now, the questions that the fans ask themselves, if you knew this, that he's going to leave before the match against Craiova, and after his departure, Dinamo needs also a new central defender. About Lucas, club information is what I have. Club was in situation when in the summer period that they needed this profile of player, and they accept this kind of contract. I was sure, because he was our vice captain, he played all games from the moment I came, that he will stay with us. And and before the match, I had a conversation with him. I tried to speak with him to stay until the end of the season, and his decision was that he will go, that he has this offer. But still, before the game, it wasn't everything official. He didn't sign, and for me, if you play for Dinamo and even for every other club, but especially for this kind of clubs, that in every game doesn't matter if your ambition to stay or to leave, you need to give everything what you have at the moment. Lucas was one of the captains of Dinamo, and we'd like to ask you, how will you approach the process of choosing the next captain? This is also something what we need to understand, that every group of people, every football team have their leaders, and when you lose some this type of profile of persons, it's not easy to manage and to make artificial. Who will be a leader, or this other guy will be a leader. This is also the process where the team have to go through some situations, to difficult situations, to through the games, to through the training sessions, and then from all these guys, we will see which guy it's have this leader characteristics, and which guy have influence on other players. Also, this is not a simple process, but we need to see which player will adapt on that situation the best. There were certain talks in the media about this tactical system that Dinamo is playing with three defenders or three central defenders. What is your approach towards this system, and are you thinking of changing this maybe? Of course, we are thinking about everything, and again, when you don't win the games, it's normal to talk, to see, to about different tactical approaches. But at the moment, I don't see that we had some big tactical problems, because in some games we were very stable. We have a very good offensive parts of the game, and for example, if we scored from some of these situations that we had, and we scored some goals, nobody will speak about the formations. And you know, the game and the team have many different puzzles what we have to put on the right place, and then we will see if we have
really problem with with system of play and to change something. But at the moment, from these players what we have and everything what we did now, I think the best for the team is to stay where they feel more or less stable, something what we were doing for a longer period of time, and then we will see. As we said earlier, we had three games where we showed certain things. In certain moments we dominated the game, we attacked, sadly we didn't manage to score enough goals to concede those victories. This question, Mr. is how is the team affected and how is the morale of the players at this moment? Although we did create some chances, we didn't manage to gather any points. Yes, and plus of that, any of these teams didn't create some big chances. I think in derby game, Rapid scored the first goal, maybe first, second situations what we had, and we had few situations before that also during the second half. We have some very good situations, but we didn't manage to score the goal. And for team it's easy, it's a little bit of, we can speak about luck, but finally players start to be frustrated because every game what is 50-50 goes to opposite side, and our job is to take the players out from this mood and to give them, to put them in the balance, and again to give them all positive energy what we can, and to prepare the even next games until we can go through this only with hard work, with full concentration, with lot of energy, with passion, with understanding how the club is important for the fans, for all people here, and finally for every single player, because nobody wants to be on this position, and this is what we are working on a daily basis. Staying at this topic related to the morale of the team, Mr. Kopić, morale and team cohesion are very important factors inside the team. Our question is now related in regards to the playout. Is the, when the playout will begin, this will be a completely new part or a new season, or is it also important that the team finishes with a series of good results before the playout? For us it's very important now, this moment now, to go out from this situation. When I arrived to the club, it was a really long period without win, and with these two wins against Botoşani and Voluntari at home, it was a different energy. It was a situation where everybody was motivated, everybody had a little bit of smile on their faces, and now we are in a situation where we need to cut this trend of losing the games, and to not wait for a playout, to manage some good results before that, and then to see the situation on the table, on position. But I think every game for us will be the final. Offensively speaking, Dinamo had a lot of chances in these three games, but above all, in our opinion, against Rapid we had a lot of chances, but we sadly didn't manage to score. Is it just a lack of confidence or also unlucky? It's a mix of everything. It's not only one thing what make difference. Sometimes you need a little bit of luck, sometimes you need confidence, in some situations you need more quality, better reactions, and when you put all these things together, we just wasn't efficient enough, and it's tough to win the games when you have so many situations in front of opponent goals, and you are always one goal down or equal, and it's of course for morale of the players it's tough. The last question, Mr. Kopić, is related to the number of points that a team has or needs before the start of the playout. The experience, by looking at the last years in the first Romanian first division, those teams that managed to save themselves from the relegation had like around 30 points or that barrier of points. Did you make some calculations regarding the number of points that you want to achieve before entering the playout?
I didn't make calculations, but because you never know how opponents will do, what will be results of other teams, I'm fully concentrated about us and just to okay, all these three games were tough games. Also today we have in Constanza, also it's tough opponent, away game, but we have full focus just to manage to win some points as soon as possible, to try to make a positive trend and to win as much as points as we can until the playoff. Thank you very much, Mr. Kopić. It was a pleasure to have this interview with you. We wish you good luck and a lot of success, because your success is also the success of the club and the fans. We have confidence in you and the whole team, and we really believe in our chances that we will be saved at the end of the season. Thank you very much, and I hope the same. Continuăm această serie de interviuri, iar alături de noi îl avem acum pe administratorul special al clubului Dinamo, domnul Andrei Nicolescu. Andrei, ne bucurăm să te avem alături, să ne poți răspunde la anumite întrebări pe care fanii le pun frecvent. Iar prima ar fi: cum vezi situația în clasament și lupta pentru evitarea retrogradării după aceste trei meciuri disputate? Bun, te salut. Suntem după seara de la Constanța, care a fost foarte pozitivă. Vă mulțumesc pentru ea, adică ați organizat-o și cred că și fanii s-au bucurat de acest eveniment. Acum, pe întrebare, evident că pentru primele trei etape noi ne propusesem sau aveam în vedere puncte și cumva mai multă încredere cu aceste puncte. Și situația nu e ușoară. Chiar nu ne gândeam că nu luăm niciun punct aici. Cumva aveam o altă percepție despre ce se va întâmpla în primele trei etape. Pe de altă parte, cred că am arătat în multe momente fotbal de calitate. Trebuie să începem să nu mai avem momente slabe în timpul jocului. Asta e cel mai important. Dar după aceste trei etape nu suntem bine. Nici noi nu suntem mulțumiți de ce s-a întâmplat. Unul dintre subiectele principale care au fost dezbătute în rândul suporterilor dinamoviști este legat de plecarea lui Lucas Alves. Dacă ai putea să lămurești puțin situația asta, când a aflat clubul despre dorința jucătorului de a pleca și cine a acceptat această celebră clauză care a permis ca Dinamo să plece de la Dinamo și dacă se fac anumite mișcări pentru a-l înlocui? Voi știți că în perioada de vară au fost tot felul de discuții legate de cum s-au fac transferurile, care au fost limitele, care au fost condiționările, care era situația în insolvența clubului, nu avea planul aprobat. Au fost foarte, foarte multe condiționări interne și externe. În momentul în care Lucas a apărut ca și posibilitate de transfer, evident după celelalte transferuri fuseseră făcute, la acel moment toți am crezut că Lucas va fi o diferență enormă față de ceea ce exprimam noi ca și echipă și că va fi un jucător cu experiența lui care să dea un boost așa de profesionalism în interiorul echipei. Și atunci am făcut tot ce depindea de noi și ce era posibil la acel moment ca să îl determinăm să semneze. Și am plecat de la condiția ca el își dorea să aibă o clauză în care oricând în perioada aceasta contractuală să poate să plece fără nici o sumă de transfer, pentru că venea doar cu această condiție, pentru că vrea să joace, simțea că e un club care îl dorește, vorbise cu antrenorul dorea și simțea că are posibilitatea să joace. Pe de altă parte, ținta lui era să prindă un contract afară pe mult mai mulți bani, într-o zonă în care să nu fie atât de solicitantă pentru el și cu presiune atât de mare. Tot ce s-a putut negocia la acel moment a fost să punem o clauză care măcar să dea clubului posibilitatea să întoarcă toată investiția în Lucas la momentul la care el ar dori să facă această alegere. Cred că lucrurile nu s-au desfășurat nici pentru el așa cum își dorea sau cum își imagina, pentru că nu se gândea niciodată că nu va avea impactul și echipa nu va avea un astfel de parcurs și că el personal nu va avea un impact atât de mic asupra evoluției echipei. Cred că la
la baza deciziei a stat și o chestiune personală de familie, legată de soția lui care nu mai putea intra în România. Dar astea au fost condițiile de la început și la momentul la care am semnat cu el nu exista altă posibilitate, adică exista posibilitatea să nu-l semnăm și atât. Dinamo a rămas cu postul de director sportiv vacant după plecarea surprinzătoare a lui Gabi Glăvan din cadrul clubului Dinamo. Întrebarea este dacă există discuții și v-ați gândit să ocupați acest loc vacant. Am spus-o de mai multe ori, cum se termină sau cum închidem și ultimul transfer pe care ne dorim să-l facem pentru a acoperi gaura lăsată de Lucas. Următoarea noastră țintă este să găsim un candidat cât mai potrivit pentru acest post, un candidat care, dacă ar putea să întrunească cât mai multe dintre condițiile pe care, teoretic, la Dinamo ar trebui să le îndeplinească cel care va fi acolo, ar fi ideal. Și aici mă refer de la apartenența la club, de la identitatea de club, de la experiența anterioară și internațională, eventual, adică un grad de relaționare destul de dezvoltat, de la vârsta potrivită pentru a urma această carieră și de la dorința efectivă de a munci și a îmbunătăți zilnic tot ce înseamnă abilitățile lui în calitate de director sportiv. Avem o listă, nu excludem, dar e destul de mică posibilitatea variantei unui director sportiv străin. E greu să alegem acolo și cred că va fi chiar ultima variantă dacă toate celelalte nu se dovedesc de succes. Avem și varianta de a încerca să găsim în cadrul clubului o persoană tânără, dinamică, dornică de a progresa și care să intre doar în acest proiect în cadrul federației, să facă acest curs, să se pregătească pentru viitor, dar nu să ocupe acum postul și acum să încercăm să găsim pe cineva care să ne ajute. Dar dorința noastră ar fi să găsim un om cu care să putem să facem planuri pe termen mediu-lung, ceea ce înseamnă că predictibilitatea pe creșterea și modul de construire al echipei trebuie să fie cumva în viziunea unui om care să stea aici mai mult de 6 luni sau 9 luni sau un an. Astea sunt challenge-urile cu care ne confruntăm pentru a putea alege cât mai bine. Uitându-ne la campania de transferuri și jucătorii care au venit, ne referim aici la posturile pe care aceștia le ocupă, putem spune fără doar și poate că găsirea unui atacant a fost cel mai dificil sau complex dintre posturile acestea. Ne puteai explica ce a determinat această selecție, să zicem, ușor greoaie și dacă odată cu semnarea acestui atacant vă gândiți să mergeți încă unul alături de el și eventual un fundaș având în vedere plecarea lui Lucas? Cred că mister v-a spus, mai căutăm un fundaș central și după aia considerăm că am închis această campanie. Chiar dacă târziu pentru atacant, noi considerăm că stăteam și vorbeam, noi considerăm că transferurile făcute au îmbunătățit și vor îmbunătăți mult nivelul de exprimare al echipei. La atacant a fost foarte, foarte complicat. Adică pot să stau și să vorbim acum și să vă explic de ce o lună și ceva de zile am tot... Cumva eram tot timpul foarte aproape, se întâmplau lucruri, dar până la urmă nu ajungeam la finalitate. Am avut opțiuni pentru atacanți care puteau să vină mâine sau să vină imediat, erau disponibili, dar nu reprezentau, în primul rând pentru copii și nu reprezentau o soluție viabilă. Pentru că dinamica în care vrea el să construiască exprimarea echipei trebuia să se bată, să fie meciuită cu ceea ce putea să aducă acel jucător. Selmani a fost pe lista noastră încă de la început și l-a fost ofertat încă din decembrie. Cred că știți asta alături de alte 2-3 nume. A fost foarte greu să îi determinăm să decidă în favoarea lui Dinamo, pentru că toți probabil au fost influențați odată de campionat, a doua oară de poziție și cred că singurul argument cu care am reușit să-i convingem și în general și pe cei care au venit a fost ce reprezintă Dinamo, cât de mare este clubul ăsta în raport de situația lui de acum.
Din punct de vedere sportiv, Dinamo nu a avut evoluția pe care o aștepta toată lumea, ne prim și pentru club și pentru fani. Iar dacă nu mă înșel, întâlnirea cu suporterii de la Oradea, Andrei a anunțat în exclusivitate că veți suplimenta bugetul de salarii cu 30-40%, dacă nu mă înșel, în acel moment, iar din informațiile noastre, jucătorii care au semnat în această perioadă au semnat pe niște sume importante de bani. Ne poți spune oare cu cât ați reușit să majorați plafonul salarial? Nu o să vorbesc despre sume, dar vă spun sincer și 100% că ne-am respectat acea promisiune și că jucătorii care au venit sunt jucători care au venit, unii dintre ei de la, nu știu, 800.000 de euro salarii pe an, de la 600.000 de euro salarii pe an. Evident, nu plătim noi astfel de salarii, dar aveau o așteptare salarială foarte mare pentru că jucaseră la un anumit nivel. Și dacă vă uitați un pic, cel puțin în CV-urile jucătorilor străini, veți vedea că au jucat la un nivel la care puțin jucători din Liga 1 au ajuns, care evoluează în Liga 1. Deci din punctul ăsta de vedere, cu siguranță ne-am respectat promisiunea și am făcut aceste eforturi tocmai în ideea că chiar ne trebuie un plus de valoare acolo ca să schimbe soarta noastră. Acum, legat de insolvență, întrebarea noastră este dacă se poate înainta cererea de ieșire din insolvență până la următorul termen trimestrial din aprilie, bineînțeles în condițiile în care vom avea o decizie favorabilă în cazul Diego Fabrini. Păi cam asta este și traiectoria pe care noi vrem să o urmăm. Depinde foarte mult de acest dosar și de încă un dosar conex. Valoarea nu e foarte mare. Vrem să fim siguri că nu există și alte piedici administrative. Dar cam asta este și viziunea în interiorul clubului. Prin poziția pe care o ocupi în club, Andrei, reprezinți și acționarii. Iar întrebarea este, care este gradul de mulțumire a acționarilor în această perioadă? Am văzut că în mass media s-a tot vehiculat diferite povești, că, spre exemplu, cei de la renovație ar fi nemulțumiți de tot ce se desfășoară în jurul clubului în momentul de față. Păi nu, toți acționarii sunt îngrijorați de situația sportivă, adică nimeni nu ar putea să fie mulțumit de locul din clasament, de numărul de meciuri pe care îl avem fără victorii, asta e clar. Pe de altă parte, toată lumea gândește rațional această situație și toată lumea știe care a fost drumul care a condus la situația în care suntem și cum spuneam mai devreme, probabil anumite decizii le-am luat mai târziu, dar să știți că toate deciziile pe care eu le-am luat, și aici nu împărtășesc viziunea anterioară a fostului administrator special, toate deciziile pe care le-am luat în acord cu acționarii. Adică lucrurile importante în cadrul clubului e normal să fie rumegate întâi, trecute prin mai multe filtre și abia apoi luată decizie. E o stare de neliniște partea sportivă, dar e un drum asumat, este un drum pe care l-am asumat în ceea ce privește reorganizarea administrativă a clubului, financiară a clubului. Deci acum toți acționarii încearcă să facă sau să pună la dispoziția antrenorului cât mai multe unelte pentru a redresa situația și să vedem cum ajungem la aceste rezultate care să ne scoată de acolo. Care este relația cu programul Doar Dinamo București? Aveți în vedere anumite acțiuni în perioada următoare care să implice și acest program? Da, avem o discuție incipientă care e foarte, foarte interesantă. Am avut-o cu Edi. Acum, Ana, nu știu dacă o să se supere sau nu, că spun despre asta câte ceva, dar mi se pare că în curând o să avem o acțiune comună cu un drive foarte important pentru toți suporterii dinamoviști, legată și de discuția pe care noi o avem la nivelul Academiei de Copii și Juniori cu clubul sportiv. Și cred că sper eu cât de curând să putem să ieșim public cu acest lucru, pentru că este un element foarte important, în primul și în primul rând, pentru suflarea dinamovistă care să aibă un
un nou scop, un scop foarte precis și cu ținte foarte clare pentru dezvoltarea administrativă a clubului. Ne întoarcem puțin la partea asta financiară. Putem spune în momentul de față că Dinamo, din punct de vedere financiar, este un club stabil și dacă rezultatele sportive au afectat în vreun fel încasările clubului pe care le-ați preconizat la început și eventual și sau eventuale negocieri cu alți viitori posibili parteneri. 100%. Dar nu doar rezultatele sportive, ci și toată această dezbinare care se vede în mass media apropo de posibilitatea oricărui fost jucător sau oricărui vector de opinie de a considera că este absolut obișnuit să poată să exprime idei din afară și prin care să spună exact ce trebuie făcut, exact unde s-a greșit, cât de rău sunt făcute lucrurile și așa mai departe. Toate astea au condus, evident, la o îngreunare a unor discuții cu oameni potențial investitori sau potențial sponsori. Rezultatele sportive din momentul ăsta afectează bugetul prognozat, pentru că noi am făcut un buget prognozat pe venituri, cheltuieli și pe acea viziunea noastră că vom fi undeva locul 10. Și atunci, în funcție de acest loc, prognozasem de la venituri și cheltuieli pe fiecare activitate care urma să se întâmple în cadrul anului competițional și deficitul la acest moment este undeva la un milion și un pic de euro. Ne întorcem puțin la acest factor administrativ. Există fel și fel de discuții. Vedem oameni care spun că Dinamo ar fi subdimensionat din punct de vedere al oamenilor prezenți în club. O întrebare ar fi care crezi tu că este cel mai mare minus, să zic, din punct de vedere organizatoric sau administrativ și pe ce poziție ați dori să efectuați angajări în cadrul clubului? Eu cred că înainte de toate e o problemă de concept. Oameni care au fost în cadrul clubului și care din momentul în care trebuiau să fie în cadrul clubului trebuiau să-și asume responsabilitatea poziției din club. Au continuat să fie întâi suporteri, să fie întâi chibiți, să fie întâi analiză pentru ceilalți oameni din cadrul celorlalte departamente, decât să-și urmărească responsabilitatea postului și a poziției pe care o ocupă și să se responsabilizeze în legătură cu ceea ce fac zi de zi acolo. Cred că asta e principala problemă la acest moment, pentru că dacă noi reușim și deocamdată scriem și începem să avem întâlnirile astea care să conducă la construirea unei culturi în cadrul clubului de responsabilizare, a unor idei pe care fiecare angajat din club să le aibă și să știe că fiind acolo reprezintă în primul rând o mare oportunitate pentru el și pentru fiecare zi trebuie să dovedească de ce e acolo. Și evident, după asta și după ce putem să construim o cultură a clubului și oamenii să fie mai responsabili, evident că sunt posturi care trebuie completate, nu neapărat că nu există. Dar dacă vrem să creștem nivelul de la nivelul de, nu știu, de conținut, dacă vrei, conținut pentru fani, până la nivelul la care putem să relaționăm cu shop-ul fizic sau shop-ul online sau dacă vrei, cum putem gestiona relațiile cu federația mai bine. Există locuri pe care trebuie să le completăm, dar cred că principala noastră problemă este de cultura clubului, pe care eu simt că a fost afectată, degradată, călcată în picioare în ultimii 6-7 ani de toată lumea care a fost acolo, astfel încât nimeni din cadrul clubului, în momentul în care noi am ajuns, nu mai simțea nicio apartenență deosebită, nu mai simțea o mândrie, nu mai simțea o cultură a clubului și o animare în momentul în care spunea că este angajat al clubului Dinamo. Cred că aici este foarte mult de lucru. Ne poți spune care este actuala relație cu administratorul judiciar? Foarte bună, foarte normală. Colaborăm strict
în limita în care trebuie să colaborăm pentru toate problemele, încercăm peste asta să rezolvăm chestiuni punctuale care apar în viața de zi cu zi a clubului și asta înseamnă că întotdeauna Răzvan și-a pus la dispoziție resursele lui și relațiile lui când a fost ceva de rezolvat, la fel noi când am avut ceva sau putem să ajutăm cu ceva, ajutăm. Deci din punctul ăsta de vedere avem o direcție comună în a ieși din insolvență cât mai safe, cât mai bine și dacă se poate și cât mai repede, dar asta nu depinde doar de noi. Și o ultimă întrebare, Andrei. Suntem în februarie 2024, un an de când Red and White a preluat preiele clubului Dinamo. Uitându-ne în urmă la acest an, spune-ne, te rog frumos, care ar fi în viziunea ta cea mai mare realizare a acestui proiect și care ar fi una dintre chestiile majore pe care vi le-ați propus să le realizați și din păcate n-ați reușit? Mai e un pic până se face un an. Eu am o poză împreună cu Eugen în față la Banca Transilvania, în momentul în care, cumva, după foarte multe încercări de peste 6-7 luni în care încercam să coalizăm energie și resurse și suport, și nu vreau să mai spun, momentul ideal ar fi fost undeva în august 2022, în momentul în care, din încrederea pe care o aveam în familia Iacob, am așteptat pe domnul Șerdean să vină să semneze și nu s-a întâmplat. Ăla ar fi fost momentul ideal. După care a trebuit să reconstruim un sistem care să poată să ajute și să poată să scoată Dinamo din gaura financiară în primul și în primul rând și din incertitudinea în care era. Și 24 februarie cred că e momentul ăla, momentul în care noi ne-am făcut poza și momentul în care am pus bani în cont pentru domnul Șerdean și pentru tranzacție. Și pe lângă toate, au fost și perioade bune, au fost și perioade foarte agitate, a fost și multă ură, a fost și multă iubire. Pe lângă toate pot să spun că anul ăsta a reprezentat, cred, un an în care Dinamo a evoluat foarte, foarte mult. Adică s-au atins niște borne care păreau doar chimere anul trecut sau un an jumate înainte, plecând de la normalizarea relației în interiorul clubului cu jucătorii, cu restanțele către federație în vederea licențierii, cu ridicarea interdicției la transferuri, care are și ea o poveste halucinantă, dacă o vedem așa peste timp, adică cu sume care apăreau peste noapte, de care nu știam noi acționarii, nu știam și eram anunțați așa. Și cu situații în care toată lumea vedea normală chestia asta, ca și cum noi am fi fost obligați să facem orice, să știm orice și să răspundem pentru tot ce se întâmplase înainte. Cu promovarea, cu toate părțile astea, cu nebunia legată de ce reprezintă de fapt administratorul special într-o procedură de insolvență, decizia de a considera că o persoană poate să fie singurul reprezentant al unui club la un anumit moment, luptele media legate de potențial presupuși oameni care de fapt doar vorbeau despre bani, dar niciunul dintre ei nu aducea niciun ban sau nu vroia să aducă niciun ban, cu victoria la tribunal, care e o victorie la tribunal care are în spate o istorie foarte, foarte complicată pe care lumea nu o știe. Oameni dintre cei care păreau că sunt în media alături de Dinamo, care încercau să mă convingă câteva zile înainte să renunțăm la planul de reorganizare, să semnez o cerere de renunțare și cu niște bătălii acolo incredibile pe care nimeni nu le știe și nici nu vreau să pronunț nume sau așa, dar a fost un an foarte, foarte intens. Și totuși, această nereușită sportivă nu mă face să consider că
nu este un an reușit pentru Dinamo. Este un an în care Dinamo s-a stabilizat financiar, organizatoric începe să se miște mai bine și începe să aibă niște o cultură și niște responsabilități. Are alături la momentul ăsta niște oameni, niște acționari de departe, cred eu, cei mai aplicați acționari în zona de business a fotbalului din România, de o decență și un bun simț incredibil, apropo de modul în care un acționar trebuie să-și manifeste influența în cadrul grupului. Deci cred că a fost un an tumultos, dar Dinamo e mult mai bine decât anul trecut. Mult, mult, mult mai bine decât anul trecut. Și dacă în anul viitor reușim să menținem același trend pe ansamblu, într-adevăr sportiv, acum suntem foarte rău, dar oricum cred că suntem mult mai bine decât în ianuarie sau pe 5, cât suntem, 10 februarie, nu știu, 12 februarie. Dacă ne uitam în 12 februarie anul trecut, cred că eram pe locul 10 undeva în Liga 2 și nu știam ce se va întâmpla. Aveam niște speranțe, dar cam atât. Mulțumim frumos pentru timpul și răspunsurile acordate și vă dorim mult succes mai departe, astfel încât la finalul sezonului să fim acolo unde ne dorim cu toții. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc. Poate, nu știu, pe ultimul răspuns cumva au ieșit foarte multe idei din acest an, dar chiar a fost un an tumultos cu foarte, foarte mult.